dincolo de arenă. Și nu este. Vă mulțumim că ați răspuns pozitiv cererii organizatorilor. Acești cai au venit de departe, nu doar din țara Calatei, ci și Bacai. Iar acum se încălzesc pentru prima demonstrație călare aici la Battery Fest. Să-i primim cu aplauze pe vulturii din țara Calatei! Călăreții la fel și va fi o luptă 4 contra 4. De obicei erau cai suri. Battery Fest era o zi de toamnă. Și a început la un moment dat ploaia vine, mai știți? Anul trecut. După care a fost un curcubeu senzațional, un curcubeu extraordinar aici. Și exact acela a fost semnul de începere al festivalului. Ei, iată că a venit și poarta. Poarta e un coș. Porțile. Fiecare echipă are poarta ei. 1, 2, 3, 4, 5, dintre care doar unul e topless. E 4 contra 1. Se pare că trebuie să-ți vină ajutoare. O idee de a avea un festival de vară. Vulturii din țara Călatei ne prezintă primul lor moment cu cai, primul nostru moment cu cai, ca spectatori. Deja fiind un sport atât de cunoscut aici la Șimleu, știm regulile, 4 contra 4, călare, cei cu cămașă împotriva celor la bustul gol. Fiecare echipă păzește câte o poartă, așa zisă poartă, o coșară în care nu e voie ca adversarii să arunce lâna. Meciul va... se lasă așteptată, glumesc, firește. Este vorba despre pregătirea cailor, este vorba despre siguranța lor și a noastră și despre divertisment, despre acest vechi și bine păstrat joc al nomazilor din stepă.
aplauze pentru început vulturii din Țara Calatei și cine dă lovitura de începere. Gata! Și-a început! Vă reamintesc, trebuie aruncat în coș. Dar trebuie să fie date 3 pase înainte ca această minge de lână să ajungă în coș. Deposedarea se face prin orice mijloace. Nu și biciuirea, nu și biciuirea. S-a înscris și este contra-atac. Din nou un contra-atac rapid, dar trebuie ca mingea să fie pasată de 3 ori. Ei, iată și primul punct. Să știți că e fără offside. E 1-0. Coșul celor cu cămăși. O victorie a oștenilor la gustul gol. A fost o remontada, pentru că de la 0 la 2 au câștigat cu 3-2 în aplauzele noastre. Aplauze pentru toți vulturii din Țara Călatei. Pe Andrei îl mănâncă
mănâncă biciul. Te mănâncă biciul când vezi. Mulțumim!